mergem să ne întâlnim cu Florin, să băgăm o tură în forță, după 8 ore de muncă, la serviciu. Hai să vedem cum o fi tura asta. Poate vântul foarte tare. Să vedem cum se aude GoPro-ul cu buretele. Ce pentura. E vânt serios din față, dar nu e nicio problemă. Îi dăm înainte. Astăzi ne aventurăm pe la Budești, să facem niște urcări puternice. Reversăm frumos podul la Goranu, ca să ajungem în Budești. Uite aici vânt, frate. Să ne dea jos, nu alta. Uite și copiii la șite, să joc aici. Hai să-i băgăm aici o coborâre. Exact așa. Aici, de obicei, fraților, e târgul de la Goranu. În fiecare duminică, joi și așa mai departe, se strâng oameni și găsești biciclete second la preț de noi. Fraților, de la strada principală am luat-o pe strada Hoji. Și aici începe tura noastră. Fraților, și mișto începe tura. O urcare faină. Liniștit. Uite aici, șant. Scapi în șantul ăsta. Nu te mai găsesc ăștia de 2-3 ani. Trebuie să urcăm. Blocăm furca. Și dăm. Ia uite ce frumos e aici. Super frumos. Perfect. Am ajuns sus. În stânga avem poligonul. Și drumul ăsta ar trebui să fie prin dreapta. Uite ce peisaj frumos avem aici. Super frumos. Fraților, urcăm pe aici și am găsit o ușă într-un tunel, probabil. Ceva secret. Dați-i like și comentariu data viitoare, dacă e ceva. Eu și Florin ne băgăm pe acolo, pe gaura aia. Practic e o urcare destul de faină. Nu e super solicitantă. Însă e foarte bună pentru antrenament. Să vedem ce ne rezervă drumul mai în față. Practic am ajuns la o intersecție. Mergem să vedem aici cum se vede de sus. Pentru că deja i-a amenajat ceva și cu siguranță o să se vadă foarte mișto. Mă, că urcăm cu asta aici. Puțin dubioasă, dar îi dăm. Ce să mai, dacă am început, nu mai putem opri acum. Vine și Florin în spate. Bineînțeles, destul de agresiv stilul lui. Ia să vedem dacă totuși găsim aici ceva frumos. Uite și voi ce privești. Ia uite ce fain e aici. Super, super, super. Am ajuns pe creastă, fraților. Și uitați-vă și voi ce frumos se vede orașul de aici. E extraordinar de frumos. De aici o să urcăm în Fețeni. Și vedem cum e drumul. Până acum a fost extraordinar. Terenul se schimbă. Intrăm în pădure. Deja arată bine rău de tot. Tura asta se dovedește a fi o tură fantastică. Și stau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă n-aduceam GoPro. Uite, exact când găsești o tură de asta așa faină, dai camera cu tine. Ia uite ce ne chinuim aici să urcăm. Foarte, foarte tare, frate. Deja se simte mirosul al pădurii. Aerul rece. Și peisajul de așa natură, bineînțeles. Ia vedeți voi, fraților, ce mișto e aici. E și umbră. Asta e genul de traseu care nouă ne place cel mai mult. Practic drumul urcă încet, este într-o ușoară urcare, însă e bine delimitat, îți dai seama pe unde să mergi și arată foarte, foarte bine. Fraților, e de vis. E de vis drumul pe aici. Nici nu mă așteptam să facem tura asta pe aici, după 8 ore de serviciu, 8 ore de birou, imaginați-vă. Da, aici avem și copăcei căzuți. Da, suntem pe drumul bun. Florin l-a găsit la răscruce. Ziceam că nici afară nu este foarte cald și nici nu sunt în țari. Spre uimirea mea. Ca țânțarea aia West Nile de la București. Mai glumim și noi, fraților, vă dați seama. Hai să continuăm.
Nu e de glumă. Nu e de glumă. Hai, agătăm un copac. O creangă. Practic, ne distrăm. Uitați și voi cât de deasă e pădurea asta. Și cât de frumos poate să fie. Deci, practic, fraților, suntem în pădurea de la Fețeni acum. Și o să urcăm sus la principală. E fantastic. Vă spun sincer, e fantastic. N-am mai făcut niciodată tura asta pe aici. Florina a descoperit-o. Și bine a făcut. Practic, ăsta e motivul principal pentru care să-ți iei o bicicletă MTB. Pentru că poți intra pe un drum de genul ăsta și te distrezi cu adevărat. Fraților, lucrurile au tot turnură și mai interesantă. În loc să mergem sus pe Fețeni, mergem pe Racovița, zice Florin. Oricum, surprizele lui nu încetează afară. O, da! E bine! E secțiunea aia faină de coborâre. E secțiunea care mi-mi place foarte, foarte mult. Și o să ieși un pic jos în Budești. Numai că peisajul pe aici e atât de frumos încât n-ai cum să ratezi. Uitați-vă și voi ce fain e. Libertate, frate. Asta înseamnă libertate. Credeți-mă, 8 ore de muncă, de birou, e exact ce trebuie. Uitați-vă și voi ce mișto e aici. Ce traseu frumos. Superb, 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 superb. Ia uite-l și pe Florin. Prudența la super. Ce frumos e aici sus. N-am mai făcut tura asta, dar nu pe partea aia. Foarte frumos aici sus. O să intrăm aici în stat. Deja vine asfaltul. Datora de pădure a fost bombă rău de tot. Sâmbătă mai facem o tură faină de pădure. Aia o să o postez săptămâna viitoare. Să am timp să o editez. Și clipul ăsta trebuie să ajungă undeva pe joi, vineri, săptămâna asta. Practic pentru mine astăzi este marți. Am trebuit să filmez, am să o editez și îi dau drumul undeva în joi. Uităm încet, i-am dat drumul la filmare, avem o coborâre, mi-a spus Florin să-i dau încet. Are dreptate, pe aici poate să vină mașini. Deci e o coborâre foarte tare. E super abruptă. Nu știu dacă vedeți voi pe filmare sau dacă vă dați seama. Cum se trebuie să pun frână. Fantastic de frumos. Bine, și mai avem și cățelușii pe aici. Poate să sară în fața bicicletei și te poți accidenta foarte rău. Așadar, îi dăm prudent. Și aici avem podul ăla de l-am văzut noi de sus, fraților. Să vedem dacă vrea Florin să urcăm un pic cu el. Fraților, vă dați seama că Florin a vrut să urcăm pe aici. Era evident. Uitați-vă și ce peisaj frumos. Imediat o să tragem 2-3 cadre. Gata, avem instrucțiuni clare. O să mergem în față și coborâm pe acolo. Și secțiunea asta de drum e foarte frumoasă. Îi dăm pe aici. Da, prietenii noștri. Super fain. Înaintăm și mai găsim încă o secțiune de pod. Secțiunea asta e fantastică, să trage aici 2-3 cadre. Și cred că asta o să și facem. O să tragem 2-3 cadre de acolo de pe pod și apoi coborâm. Super. Ia uite și aici. Super fain. Uite pe prietenul nostru Florin. Foarte, foarte frumos. Și hai să mai vedeți o chestie. Ia uite aici o scară, frate. Cum ar fi? Cum ar fi să cobor pe scara asta? Dacă ajunge la 1000 de subscriber, coborâm pe scara asta. Ia uite, frate, cum arată. Cu bungee jumping sau cu ceva. Ia uite, frate, cum arată scara asta în jos aici. Yeah. Cum ar fi, mă, fraților? E nebunie mare aici. O coborâre foarte abruptă. Să văd dacă pot să cobor. Hai să vedem cum e. Da, frate, chiar e abruptă. Îi dăm așa încet. Wow. Mamă, cât de abruptă e. A mers.
A mers, chiar a mers? Dar e super avut. Super fain, frate. Turele astea făcute de Florin sunt mișto rău de tot. Se pricepe, om. Se pricepe să organizeze bine rău de tot. Ia uite ce frumos e aici. Și vântul e intensificat. E la baza podului. Ia uite ce fain, frate. Uitați-vă și voi ce frumos poate să fie pe aici. Super fain. Uite, vine și prietenul nostru Florin, a coborât. Ia uite și aici o coborâre faină. Micuță până în asfalt. Până în asfalt. Dăm în continuare. Ia. S-a dus. S-a dus cu bune. Super fain. Gata, fraților, facem dreapta spre Budești. De aici o să mergem pe asfalt. Avem o secțiune aici în ușoară coborâre, unde prindem viteză serios. Da, uite. Asta este, se suie pe noi. Stânga, dreapta. Bravo, doamnă, bravo, perfect, perfect. Cea mai tare. Asta este. Asta este, fraților, continuăm. I-a plăcut prea mult de Florin. Și asta a fost. Exact! Avem dovada! Ia uite ce asfalt frumos e aici la Budești. Cred că vă amintiți o porțiune de genul ăsta din clipul trecut, când am făcut ora de 46 de km. Semăna. Ei bine, asta e prima parte, partea care n-am prins-o acolo. Dacă tot am dat pe partea asta, hai să vedeți și primăria de la Budești. Ia uite aici, în toată splendoarea ei. Foarte frumos. Bate vântul așa. Dar suntem pe coborâre și merge bine rău de tot. Asta e secțiunea unde îi dăm tare. Super fain. Super fain asfaltul ăsta, frate, aici. Trebuie să trecem noi încet. Gata. Băi, și noi o gură de apă de la izvor. Să vedem cum o fi. Da, fraților, aici dăm dreapta spre biserică. Mai exact, spre oraș. Ia uite ce frumos. Fraților, ce vânt e aici, nu știu dacă l-au auzit. E super vânt aici. Yeah. Bombă. Foarte tare. E porțiunea care nu era asfaltată la tura trecută. S-a reparat. Dăm în continuare. Pe aici, fraților, avem exact începutul turei trecute, însă în sens invers. Fraților, urcăm barajul. Apoi avem mica secțiune de oprău. Și practic am ajuns în oraș. Cam asta a fost tura noastră de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă urăm mult succes și nu putem decât să ne vedem data viitoare. Pa, pa!